Reprezentanții bisericilor participante s-au aflat în cea de-a doua zi de rugăciune în cadrul Octavei Ecumenice. Sâmbătă seara au fost prezenți în Biserica Greco-Catolică toate autoritățile creștine din orașul Brașov. Iar este a 13-a ediție în care în Brașov cele 6 culte istorice se reunesc pentru a aduce mai departe voința lui Iisus Hristos ca tot să fie una. Ne-am adunat în această biserică greco-catolică toate comunitățile creștine din orașul acesta. Noi reprezentăm Biserica Evanghelică Luterană Maghiară din Brașov. Această seară este o ocazie deosebită pentru a ne ruga împreună confesiunile creștine, cele mai multe din acest oraș, pentru unitate și pentru cei care trăiesc în condiții deosebite în Indonezia, cei care au inițiat săptămâna de rugăciune pe plan mondial, ca o tradiție de 100 de ani în creștinismul mondial. Astă seară reprezentăm Biserica Unitariană din Brașov și am venit la Octava Ecumenică, ca de obicei în ultimii, cred, 10 ani. Și suntem bucuroși să ne aflăm aici, la frații noștri greco-catolici, să ne rugăm împreună la Bunul Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui pentru viața brașovenilor. Este foarte important să ne rugăm împreună. Deci ceea ce ne unește, în primul rând, este rugăciunea. Toate celelalte acolo sunt discuții, sunt păreri diferite, dar când e vorba de rugăciune, atunci putem sta toți împreună. Acesta este cel mai important lucru. Cei prezenți s-au reunit pentru a se ruga pentru unitate și pentru toți oamenii care trăiesc în condiții grele. Cei care doresc să participe la frumoasa manifestare pot ajunge până în data de 25 ianuarie, de la ora 18, la Biserica Greco-Catolică din Brașov.